Noroc de vremea caldă că așa mai scapă și sucevenii de prezența câinilor comunitari. Înădușala de afară îi face pe câinii fără stăpân să caute umbră. Astfel, cele mai multe străzi rămân în timpul amiezii doar pentru cetățeni, lucru care nu se întâmplă și noaptea. În Piața Mică, patrupedele sunt de acum prietenii unora și dușmanii altora. Anumiți comercianți iubitori de câini îi hrănesc și îngrijesc. Alții sunt revoltați de faptul că acești câini le îngreunează activitatea și mai mult atacă. Este puțin spus, deci nu poți, oameni mușcați, copii speriați, infecții, purici, sunt șase acolo mici, cățeluși. Ce se întâmplă? Știți ce fac aici? Nevoi? Nu, deci asta e. Mirosul? Păi dacă este putoare, deci la căldură se amplifică mirosul de pișu, de toate. Ați spus că au fost și oameni mușcați, clienți sau oameni comercianți din piață? Măturătorul pieței de două ori a fost mușcat de același câine. Un om care a fost luat de bolnav de epilepsie a fost luat cu salvarea. Da, și când începe unul, un câine s-ar nouă, doamnă, ce e aici? Deci, nu se poate. La câțiva metri de Piața Mică, doi câini mai curajoși, iubitori de căldură probabil, sunt prezenți pe stradă. Se plimbă nestingheriți, dând emoții trecătorilor. Sucevenii, chiar și iubitorii de animale, sunt de părere că patrupedele ar trebui strânse de pe străzi dacă devin agresive. Problema este că nu știi niciodată când un maidanez poate ataca. Ce părere aveți despre acești câini? Nu vă este frică? Cum? Nu vă este frică? Nu mai dau mâncare, că n-am... Îngrijiți. Da, îi îngrijesc așa, dar le dau mâncărică dacă am... Dar nu atacă dacă sunt pe stradă? Nu, nu mă atacă niciodată. Nu pe dumneavoastră, pe ceilalți? N-am văzut. Dar îi iubiți câinii, Iubesc așa fără țară. Iubesc și pisicile și câinii. Ar trebui strânși de pe străzi? Cum? Ar trebui strânși de pe străzi? Da, dacă mușcă oameni, copiii, doar câte s-au întâmplat. Ar trebui ca să fie o regulă, nu? Care nu-s violenți, să rămână. Și care-s violenți, ia. În timpul zilei, câinii fără stăpân se ascund din cauza temperaturilor ridicate. Noaptea, în schimb, aceștia sunt activi, odihniți după somnul de după amiază și pornesc la plimbare în haită pe străzile Sucevei. Cetățenilor nu le mai rămâne decât să-și spună rugăciunea înainte de a ieși din casă, să nu se întâlnească cu un maidanez supărat.